Salutare, dragile mele! În acest video vă arăt ce am mai cumpărat de prin Kaufland și după aia de prin Lidl. La Kaufland am plătit 80 de lei și 74 de bani. Și am luat un piept de pui dezosat de la Provincia. Scrie că este pui crescut la sol. A costat 17 lei și 17 bani. Iar kilogramul a fost 22 de lei. Foarte fain! Apoi am luat o mozzarella iarăși, a fost 5,99 lei, gata, tăiat așa. Apoi am luat două cremă de brânză Philadelphia, original, am luat două cutii, la 125 de grame, a fost cutia 5,79 lei, deci 11,58 lei amândouă, așa. Apoi, cu 6,29 lei, cred că baconul ăsta a fost de 100 de grame. Sau, nu, scuze, danoninul astea cred că au fost 6,29 lei. Sunt așa cu zmeură, cu cireșe și cu căpșuni. A vrut copilașul. Așa. Apoi am luat și budincile lui preferate de la Danet cu vanilie. Astea au costat 10,36 lei, 2,59 lei una. Apoi de la Belvita am luat două pachete din astea de biscuiți. A fost 1 leu și 10 bani parcă pachetul. 1,29 lei, pentru că scrie pe bon, de acolo scria 1,10 lei, dar în fine. Apoi am luat două frunze, două pungi de frunze de dafin, care a fost 1,69 lei pungută, 3,38 lei amândouă. Apoi am mai luat un condiment din asta pentru orez, curry sau curry, cum se zice. Așa, ăsta a fost 1,29 lei. Biscuiții am zis, am luat niște biscuiți Oreo care au fost 4,69 lei cu dublă cremă. Apoi baconul ăsta a fost 5,29 lei, l-am confundat cu danonino. Apoi am mai luat un salam Caroli de vară care a fost 2 lei. Un martinel cu mozzarella, mortadella, scuze, a fost 6 lei și 15 bani, îmi place tare mult. Și o șunc, două șunci din astea de Praga, care au fost iar 1,99 lei bucata și am luat două. Cam astea au fost cumpărăturile de la Kaufland, imediat vă arăt și de la Lidl. De la Lidl am luat această sacoșă mare de rafie, care a fost 4,60 lei, cred. Apoi o pungă de ridichi, care a fost 3,79 lei. Apoi un avocado, care a costat 4,99 lei. Le iau pe rând. Apoi am luat niște șervețele din astea de la fier, umede, pentru geantă. Astea au fost 69 de bani bucata. Apoi am mai luat un sac din ăsta menajer, care a fost 3,99 lei bucata la 25 de litri. Apoi două file de păstră somonat. A fost 9,49 lei bucata, deci 19 lei astea două. Ne plac tare mult. Apoi o plasă de portocale, care a fost 7 lei. Un dizolvant de unghii din ăsta de la Sien, îmi place tare mult. Mai am unul care este pe gătare, a fost 6,99 lei. Apoi o pâine cu multe semințe, a fost 5,99 lei.
3,99. Asta îmi place tare mult, iarăși. Eu recomand. Un amestec de legume pentru ciorbă, care a fost 2,49 de la Frășona. Așa. Apoi un pătrunjel care a fost 1 leu bucata. Că vreau să fac o ciorbică. Pungile 9 bani bucata, astea bio. Am luat 2 foietaje din astea cu fârnător, care a fost 1,69 una, în 2 punguțe. Apoi am luat niște creveți care a fost 15,49 lei, balanțați, îmi plac tare mult și aceștia. Niște ciuperci brune champignon, care au fost 5,99 lei. Sunt tare bune, vi le recomand. Apoi am mai luat un pachet de scutece Lupilu, care a fost 28,99 lei, numărul 6. Apoi niște struguri roze, care a fost 8,99 lei, caserola. Așa. Un Kinder și-am luat copilașul, 2,99 lei. Un baby spanac a fost 5,99 lei. Apoi un pachet de șervețele pentru copii, îmi dau 2,65 lei pe ele. O pungă de morcovi a fost 2,99 lei. Scrie morcov, piața Lidl pe ei. Așa. O caserolă de căpșuni a fost 7,99 lei. Niște prune la caserolă iar a fost 4,44 lei. Așa. Apoi am mai luat un piept de rață desosat care a fost 19,55 lei. Sper să-mi placă. Și kilogramul la rață este 39,90. Așa. Apoi tot copilașul și-a luat aceste bombonele, care a fost 8,99 lei de la Kinder. Și niște drageuri din astea, care a fost 2,49 lei. Și am plătit 182,46 lei. Dacă v-a plăcut și vouă acest clip și acest canal, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă vă face plăcere. Vă pup, la revedere!